Cunoaștem cu toții clădirile rezidențiale, sunt acele spații de locuit care sunt închiriate pentru persoane juridice în general. Legea sau aspectul de care vorbeam la acest tip de clădiri se referă. Am discutat cu mai multe persoane, de fapt am fost abordat pe această temă și am luat cunoștință că există și un... o acțiune de contencios administrativ, deci hotărârea din decembrie 2015 a fost deja atacată în contencios administrativ și din punctul meu de vedere această inițiativă de a ataca hotărârea cred că ar trebui să se adreseze forul care a emis-o direct Consiliul Local, tocmai pentru ideea pentru a fi modificată. Nu cunosc dacă acțiunea a fost introdusă direct în instanța de judecată sau dacă a fost transmisă prefecturii care... La Consiliu s-a dat. La Consiliu? Atunci în regulă. Atunci în regulă, cu atât mai mult în această situație. Inițiativa mea de a depune un proiect de hotărâre în plenul Consiliului Local pentru a fi dezbătut și aprobat, sper eu, înseamnă că vine ca o completare, ca o susținere a problemelor care s-au creat în urma adoptării acestei hotărâri de taxe și impozite asupra spațiilor construcțiilor nerezidențiale. Am discutat, spuneam, cu mai multe persoane și chiar și acum, când m-am întors de la SPIT, de la City Mall, unde am înregistrat expunerea de motive pentru proiectul de hotărâre, m-am întâlnit cu un cetățean care pregătea documentația pentru acest tip de impozit și îmi povestea că după calculul făcut pentru taxa unui apartament de 60 și ceva de metri pătrați, s-a ajuns la 5.000 și ceva de lei, adică 56 de milioane de lei vechi. Ori această taxă pusă dintr-o dată, care nu a existat, deci este o taxă nouă, o impozitare nouă, taxă nouă, această taxă îngreunează și atât funcționarea și desfășurarea activității pentru IMM-uri, pentru întreprinderile mici și mijlocii, cât și afectează și deținătorii de spații de acest gen. De ce? Pentru că, sigur, poate chiar proprietarul construcției are o firmă și a închiriat apartamentul pe firmă pentru desfășurarea activității de comerciale sau ce activitate are de servicii și așa mai departe și s-a trezit dintr-o dată că trebuie să mai plătească o taxă de 20 și ceva de milioane, 30 ceva de milioane sau 50 ceva după casă, în funcție de anul de construcție al locuinței respective și în funcție de spațiu, numărul de metri pătrați. Bun. Dându-mi seama că s-a creat un impact negativ asupra deținătorului de spații, cât și a întreprinderilor mici și mijlocii, luând act și de faptul că a fost contestată această hotărâre în contencios administrativ, am decis să iau această inițiativă și să inițiez un proiect de hotărâre pentru a fi modificat procentul cu care, prin care se deduce impozitul pentru aceste tipuri de plăniri. Poziție de la cât vreți să scade, până la cât vreți să scade și cum se calculează acest procent? Da, procentul, deci valoarea, sunt criteriile de calcul ale impozitului, sunt raportate la valoarea imobilului, pentru asta, prin hotărâre s-a dispus ca fiecare deținător să facă o evaluare obligatorie. Cei care nu fac evaluarea vor avea aplicat un procent de 2%, dacă rețin bine din hotărâre. 2% din ce? 2% din valoarea inițială, care cred că acum ca persoană fizică. Iar după evaluare se va aplica un procent existent în prezenta hotărâre din atacată în contencios de 1,5%. Deși, din valoare? Da, 1,5% din valoarea imobilului evaluat. Deci în urma evaluării. Bun. Constatând că 1,5% înseamnă foarte mult și fiind o taxă suplimentară care vine să îngreuneze activitatea întreprinderilor mici și mijlocii, dar și situația deținătorilor de astfel de spații, am considerat că noi, consilierii locali, în decembrie 9, am avut la îndemână un
studiu de impact asupra acestor, cel puțin acestor două categorii de cetățeni sau reprezentanți ai IMM-urilor. Și neavând acest studiu de impact, am considerat că este bine să votăm această hotărâre. Însă luând act de reacția creată de hotărârea noastră, consider că e de datoria noastră ca și Consiliul Municipal să ascultăm constanțenii, să nu le îngreunăm viața, dimpotrivă, viața, evident, de afaceri, de comercială. Și să venim în întâmpinarea lor astfel încât să contribuim la buna desfășurare a activităților persoanelor juridice, cât și a persoanelor fizice deținătoare de astfel de spații, pentru că, de fapt, noi, Consiliul Local, trebuie să fim în slujba cetățenilor. Și fiecare consilier și fiecare primar trebuie să fie în slujba cetățenilor. Numai așa putem dovedi că suntem deschiși să aflăm reacțiile, opiniile cetățenilor constanțeni și să îndreptăm situația. Pentru acest lucru v-am mânat și dumneavoastră câte un exemplar din proiectul de hotărâre. O să vi-l transmit și online și expunerea de motive, atât expunerea de motive cât și proiectul de hotărâre. Și sper ca domnul primar interimar Făgădău, Decebal Făgădău, care din punctul de vedere a arătat deschidere pentru astfel de situații, sper ca și dumnealui, atât dumnealui cât și colegii mei consilieri, să analizeze cu același timp de răspundere această situație și să remediem, să diminuăm un pic taxa pe aceste tipuri de construcții nerezidențiale. Și până la cât se reduce dumneavoastră? La până la... Eu am propus în hotărâre să reducem până la 0,9 din valoarea clădirii, ce urmează să fi calculată conform criteriilor care bine-am amintit. Însă acest proiect de hotărâre e supus de dezbatere. Sigur că poate sunt și alte aprecieri și rămâne ca în Consiliu să stabilim un procent rezonabil din punctul meu de vedere pentru această, pentru modificarea acestei hotărâri și, să zicem așa, reașezarea pe niște baze mai reale a impozitului. Sigur că înseamnă o sumă mai mică care poate fi acceptată și de mediul de afaceri, asupra căruia are incidența această hotărâre, cât și de deținătorul de astfel de proprietăți. A fost un calcul aproximativ care poate fi amendat.